Ce este colagenul? Ceva bun pentru piele care te scapă de riduri. Aceasta este versiunea cunoscută și promovată. Colagenul joacă rolul de ingredient magic în cremele anti-îmbătrânire, dar în viața reală ocupă funcții importante în corpul uman. Ți-am pregătit un video cu informații importante despre colagen, ce beneficii are și din ce alimente ți-l poți asigura. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Colagenul este o proteină și chiar una de top, fiind prezent în cantități mari în organismul uman, în piele, tendoane, oase, cartilaj, țesut conjunctiv, precum și unele organe interne, ca ficat și plămâni. El contribuie la structura celulelor, intervine pentru repararea și întreținerea țesuturilor și în comunicarea celulară, ajutând țesuturile să fie puternice și rezistente. Colagenul este produs și întreținut de fibroblaste, celulele țesutului conjunctiv. Este format în principal din aminoacizi, mai exact glicină, prolină și hidroxiprolină. Există numai puțin de 28 de tipuri de colagen, dar este de reținut mai ales cel de tip 1, care este și cel mai abundent și intră în componența oaselor, a pielii, tendoanelor și dinților. După teorie, hai să elucidăm misterul. Cum de o substanță atât de abundentă în organismul uman este căutată sub formă de suplimente alimentare sau creme și loțiuni? Pe măsură ce înaintăm o vârstă, fabrica de colagen încetinește producția. Puținul colagen produs devine fragmentat și mai ales slab distribuit, iar în timp se reduce inclusiv rezistența osoasă. La aceasta se adaugă pierderea de elastină, o altă proteină structurală care, așa cum sugerează numele, contribuie la elasticitatea pielii. Rezultatul, semne de îmbătrânire, cel puțin la exterior. Riduri și piele lăsată, mai uscată, au de suferit articulațiile și chiar oasele. Însă nu doar vârsta își pune amprenta asupra scăderii cantității de colagen din organism. Mai sunt și alți factori, dar asupra cărora avem control, cum sunt expunerea în exces la soare fără protecție, consumul exagerat de alcool, fumatul activ și pasiv, stresul, lipsa somnului odihnitor. Poluarea și factorii genetici au de asemenea un cuvânt de spus în apariția ridurilor. Colagenul este un adevărat star în cremele pentru piele și în produsele cosmetice pentru sănătatea părului și a unghiilor. Pare că a preluat funcțiile filtrelor de pe Instagram și face ridurile să dispară ca prin magie. Totuși, efectele colagenului din creme asupra pielii par să fie minime, deoarece, în mod natural, colagenul se găsește în straturile mai profunde ale pielii, nu la suprafața sa. În plus, fibrele de colagen sunt prea mari pentru a pătrunde în straturile exterioare ale pielii. Suplimentele orale cu colagen, sub formă de pastile sau pudre, pare că sunt absorbite mai bine de corp, în special peptidele de colagen sau colagen hidrolizat. Suplimentele cu colagen conțin aminoacizi, dar și nutrienți precum vitamina C, zinc, biotină. De obicei, ele se consumă ca atare sau în combinație cu diferite alimente și băuturi ca shake-uri sau iaurt. Majoritatea cercetătorilor despre suplimentele cu colagen analizează impactul lor asupra sănătății articulațiilor și a pielii. Studii clinice au arătat îmbunătățirea hidratării și elasticității pielii și a mobilității articulațiilor sau reducerea durerilor de articulații asociate cu osteoartrită, artrită reumatoidă sau efortul fizic intens. Suplimentarea cu colagen s-a dovedit benefică pentru persoanele cu densitate minerală osoasă scăzută, după cum a arătat un studiu realizat pe mai multe femei cu osteoporoză sau osteopenie. Totuși, multe cercetări sunt finanțate chiar de companii care produc sau comercializează suplimente cu colagen, deci rămâne un semn de întrebare cu privire la obiectivitatea demersului. Partea bună este că studiile nu au arătat efecte negative ale suplimentării cu colagen. Așadar, rău nu face. Dar nici nu e 100% sigur că vei avea pielea mai netedă și articulațiile mai puternice. Colagenul este prezent în toate organismele animale, fiind concentrat mai ales în piele și articulații. De aceea, printre alimentele bogate în colagen se numără produsele care conțin sub diferite forme oase, piele și ligamente de animale, ca de exemplu supă de oase, piele de pui, articulații de porc, piele de pește, anumite fructe de mare. Supa de oase se obține prin fierberea timp de mai multe ore a oaselor de animale, uneori alături de cartilaje și piele. Deși conține cantități mici de minerale, ea are și proteine și aminoacizi pe care organismul le poate folosi pentru a-și produce propriul colagen. Cantitatea de aminoacizi variază însă în funcție de tipul de oase folosite, de temperatura și de durata gătirii. Nu există dovezi clare că un consum ridicat de colagen din alimente are un efect pozitiv direct asupra pielii sau articulațiilor. În timpul digestiei, colagenul este descompus în aminoacizi,
care ajung apoi unde corpul are cea mai mare nevoie de proteine. În plus, un consum ridicat de carne grasă de porc sau carne de vită poate crește riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. O alternativă bună pentru piele frumoase și articulații sănătoase este să susții producția naturală de colagen a organismului prin consumul anumitor macro și micronutrienți, cum ar fi proteine, carne de pasăre, pește, ouă, soia, fasole, linte, năut. Vitamina C, necesară în sinteza colagenului, fructe de pădure, ardei, citrice, căpșune, varză, broccoli, kiwi. Vitamina D, somon, ton, fica de vită, sardine, gălbenuș de ou, calciu, iaurt, lapte, brânză, sardine, cale. Zinc, crustacee, carne de pasăre, lactate, ouă, nuci, semințe. Alimente vegetale care reduc inflamația. Nu avem cum să prevenim pierderea de colagen cauzată de înaintarea în vârstă, dar o putem încetini și putem susține producția naturală de colagen prin obiceiuri sănătoase, ca alimentația echilibrată, odihna, evitarea consumului de alcool și a fumatului, reducerea stresului. Asigură-ți nutrienții care ajută producția de colagen consumând suficiente proteine, vitaminele C, D și zinc. Mai poți interveni asupra pielii prin diferite procedee de tonifiere, cum sunt drenajul limfatic, masajul profund, electrostimularea, care contribuie la un aspect mai plăcut. Însă, eliminarea totală a ridurilor rămâne în sarcina medicinei estetice sau a Photoshop-ului. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.